Lucrările la Via Verde nu numai că nu stau pe loc în această perioadă de sezon rece, dar au evoluat deja. Aleile sunt bine conturate, și am văzut chiar primele priviri de iluminat. Cum, cum vedeți toate aceste lucruri? Sunt mulțumit de cum lucrează constructorul? Da, cred că este singurul constructor care mă bucură cu adevărat, pentru că, în realitate, este și singurul care n-a cerut suspendarea pe o perioadă determinată a lucrării este foarte curios. Au spus că ei pot să lucreze și la minus 5, și la minus 10 grade, atât timp cât le permite vremea, ei lucrează. Motiv pentru care îi felicit. Uitați noastră, când a fost data trecută, se controlează aleile. Uitați acum, aleile sunt puse, sunt puse cu pavele și uitați la iluminat. Iluminatul deja este funcțional. Ceea ce pentru mine este îmbucurător și nu numai. Este o bucurie imensă, pentru că acest proiect este proiectul de suflet. Așa că vă dați seama, îmi doresc din tot sufletul să termin în termen, și de ce nu, din promisiunile pe care le-am avut. Este posibil în luna mai să terminăm acest proiect? Un avantaj al modului în care a fost făcută lucrarea aceasta pentru iluminatul public este faptul că toate cablurile au fost trase pe dedesubt. Asta înseamnă că nu vom vedea cabluri, nu vom vedea decât stâlpii de iluminat care au leduri și atât. Nu că ne, impune, ne impun normele europene, însă proiectul în sine așa a fost făcut și țin cont că este spațiu verde, este spațiu de promenadă, este spațiu în care oamenii vin să se recreeze, ei trebuie să fie și în siguranță. Și în acest motiv, vă dați seama, ele trebuiau să fie toate îngropate, să nu se vadă la suprafață, decât verdeață, spațiu verde și atât. Via Verde va fi viitorul loc unde primăria va muta toate evenimentele. Dacă au fost sărbătorile de iarnă și acum am văzut scena în fața primăriei, probabil că de la anul vom vedea toate aceste evenimente și manifestări organizate chiar în această zonă. Este un spațiu multifuncțional, se poate spune. Nu știu dacă toate evenimentele le vom muta aici, pentru că, ținând cont de faptul că este doar spațiu verde, și loc de plimbare promenadă, este posibil să distrugem uh, spațiile, motiv pentru care trebuie să ne gândim de două ori înainte de a organiza ceva aici. Însă sunt anumite evenimente pe care, cu siguranță, ele vor fi desfășurate aici, chiar au fost și gândite, pentru că acolo, în partea de nord-vest, nord da, uh, în acea zonă există un fel de amfiteatru, un spațiu în care vor fi proiectate filme în, în, în spațiu liber, și vor fi spectacole, în această zonă într adevăr vom muta anumite evenimente. Este posibil din punct de vedere tehnic, însă în această zonă unde va fi doar spațiul verde, eu zic să, să ne gândim de dor înainte de a strica ceea ce astăzi realizăm. Și la final aș vrea să vă întreb despre această lucrare care este destul de complexă de consolidarea malului aducerea pământului și așa mai departe aici, era se poate spune o mlașină, până la urmă, și iată că se transformă într-un spațiu verde, palei și așa mai departe. Da, este taluzat, după cum vedeți, partea de jos din partea dreaptă este partea inițială, este nivelul inițial. Au muncit foarte mult, s-a dus foarte mult pământ. În primul rând, am făcut o zonă de protecție pentru situații de urgență în inundație la Cernavodă, peste care noi am cu această promenadă, cum o numim Via Verde, am realizat de fapt două obiective. Protecție împotriva inundațiilor și o zonă de distracție, promenadă, spațiu verde pentru cetățeni. Și cu toate construcțiile ați reușit să păstrați, se văd chiar, se văd chiar în spatele noastră, vegetația, pomii care erau aici, iar totul rămâne natural, nu e nimic adus neapărat da, în plus. Și în, spațiu, și în spațiu pe care îl vedeți noastră, în via verde, via verde de fapt începe aici. Aici este zona uh, ACN-ului. Uh, în această zonă n-am uh, am defrișat decât partea vegetală care nu ne era necesară, iar ceilalți pomi care au putut fi toaletați au fost, puși pe, au fost păstrați și bineînțeles vor fi plantați și alții pomi. Nu numai că se vede progresul în mai puțin de o lună, dar Via Verde are deja iluminat electric, aveți stâlp de iluminat pe LED. Aș vrea să vorbim puțin despre progresul acestei luni. Este exact cum am discutat luna trecută. Tot ceea ce am promis a și realizat. Între timp s-au montat stâlpii, s-au montat corpul de iluminat, urmează să se monteze panourile fotovoltaice pentru că este un sistem dublu, atât pe sistemul clasic de iluminat, cât și uh, asigură energie verde cu panouri fotovoltaice. S-au continuat lucrările pentru gospodăriile de apă și pentru sistemul de irigații. Tot ceea ce am propus, ne-am propus și tot ceea ce am promis că facem s-a realizat. Astăzi suntem la 60% din uh, lucrările contractate, și așa cum am spus undeva anul viitor, în lunile aprilie-mai, sperăm să finalizăm acest contract. Deci Cu siguranță mai devreme decât data cu prognozată. Cu siguranță mai devreme decât data prognozată, și chiar dacă timpul nu a fost chiar atât de favorabil precum ne-am dorit, lucrările au avansat exact în ritmul uh, propus. Am observat că există cabluri care sunt puse pe sub pământ, nu ați mers cu cablul prea deasupra pentru iluminatul public? Da, nu. S-au folosit sisteme cât mai fezabilă pentru aplicația proiectului, în așa fel încât să există protecția necesară. După perioada sărbătorilor, care sunt primele lucruri cu care veți începe? Dacă și vremea vă ajută, da, evident. în funcție de prognoza meteorologică, vom continua lucrurile pentru gospodăria de apă, pentru sistemele de irigație, urmăm ca la final să venim cu lucrurile de, de finisare, respectiv Probabil că ultimele lucrări vor fi cele legate de um, vegetație și plantări și, la final, locurile de joacă și um, pergolele care sunt prevăzute în contract. Și dacă tot vorbim de plantări, am observat că ați păstrat o parte dintre arborii da, care erau în zonă. Să păstrăm un pic din originalul acestui proiect, păstrând o parte din copacii care au existat inițial. Din păcate, n-am reușit să păstrăm foarte mult sau atât de mult, cu cum ne-am dorit. Dar sperăm noi că putem da o, un izi inițial acestui proiect, combinat cu, cu partea de noutate care este prevăzută de către arhitect prin uh, plantările uh, prevăzute în contract. Și ce mai aduceți aici? Arbori, uh, pe lângă gazon mai sunt și arbori? Gazon, arbori, diferite plante ornamentale, uh, partea de amenajări locuri de joacă și niște foișoare prevăzute din, din lemn.